Dacă Spania și închide porțile pentru românii care vor să lucreze în această țară, iată că oportunitatea de a lucra în spațiul Uniunii se ivește din altă parte. Italia, de exemplu, angajează șofer autocamion, dar trebuie să fie cunoscător de limba italiană. Austria angajează mecanici auto, care trebuie să fie cunoscători de limba germană. Danemarca angajează stagiari, lucrători calificați în ferme sau electricieni, ori lucrători metal, dar doritorii trebuie să cunoască limba engleză. Estonia angajează șoferi de autocamion cu experiență, dar și aceștia trebuie să cunoască limba germană, engleză sau rusă. Până și Spania are câteva locuri de muncă pentru români. Spaniolii vor ingineri software, ingineri de calitate și exemplele ar putea continua. Detalii se pot obține și de la consilierul Eures Valentina Soare, care poate fi găsită la sediul AJOFM Dâmbovița din strada Tudor Vladimirescu numărul 1, etajul 3, camera 309. Persoanele care dorești să se angajeze în spațiul Uniunii Europene pot opta pentru mai multe meserii. În Polonia se caută cercetător asociat, cercetător biomedical și post de doctorand. În Lituania, un inginer în domeniul energetic, inginer constructor, șef de șantier, iar solicitanții trebuie să dețină cunoștințe minime de limba rusă sau engleză. În Germania se caută asistenți medicali, specialiști în restaurant, cameriste, ospătari și bucătari. Persoanele trebuie să cunoască limba germană, dar să aibă și cunoștințe minime de limba engleză.